Bine v-am reîntâlnit la buletinul știrilor de la Făgăraș, sunt Bogdan Șofend. Încercări de a împiedica pe cetățeni să voteze la referendum este părerea prefectului de Brașov, Mihai Mohaci, care controlează mai multe magazine alimentare din județ. Asta după ce a fost sesizat că unii comercianți rețin acte de identitate celor ce cumpără pe datorie. Scopul, în opinia prefecturii, blocarea votului de duminică. Cărțile de identitate ale mai multor locuitori din județul nostru sunt reținute drept garanție la magazinele alimentare, în cazul în care localnicii iau produse pe datorie sau au deja unele plăți neachitate pentru diverse cumpărături. Aceste practici contravin legii, spune prefectura, care subliniază faptul că buletinele reținute împiedică posesorii să își exercite dreptul la vot. Potrivit legislației, cei ce rețin buletinele sunt pasibili de amenzi sau chiar închisoare. Legea spune clar, actele de identitate pot fi reținute doar de poliție dacă se constată cumva că documentul are modificări sau adăugiri. Buletinul mai poate fi reținut de asemenea și în cazul persoanelor deținute, arestate sau acelor internate în centre de reeducare. Am solicitat instituțiilor abilitate să facă verificări la magazinele alimentare, tocmai pentru a se vedea dacă sunt reținute buletine la schimb cu alimente sau în vederea faptului că acestea nu sunt plătite la momentul achiziționării, ci ulterior. Având acest obicei, patronii de a reține buletinele cetățenilor, le-am atras atenția și prin mass media, tocmai pentru că acest lucru constituie infracțiune, poate fi amendat și nu este normal ca în această perioadă să se procedeze în acest fel. Controlele se efectuează și la ora actuală în zonele unde avem informații. Este drept că sunt zonele de risc pe care noi le considerăm cu populație săracă, unde se întâmplă aceste lucruri și mai în deosebi în zonele preponderente unde populația romă se află. Așadar, nu vă lăsați buletinul de identitate pe mâna nimănui. Exprimarea votului în ziua referendumului național de duminică se poate face doar în baza cărții de identitate. Reamintim că la Făgăraș sunt 23 de secții de votare, unde făgărășenii sunt așteptați la urne ca să își exprime opțiunea, în urma căreia președintele suspendat, Traian Băsescu, va fi demis sau va rămâne la cârma țării. Uși deschise la birourile din zonă care eliberează acte de identitate. V-au expirat documentele și ați observat asta în ultima clipă? Le puteți obține rapid, sâmbătă și duminică. Se urmează astfel modelul practicat și la alegerile locale din 10 iunie, când mai mulți cetățeni din țara Făgărașului și-au ridicat cărțile de identitate chiar în ziua votării. Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot, lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din tot județul vor activa în baza unui program special în acest sfârșit de săptămână. Astfel, cetățenii din Făgăraș, Șercaia, Șinca Nouă, Rupea și Victoria pot să intre în posesia noilor buletine chiar și în ziua referendumului. Scopul este acela de a da posibilitatea tuturor de a-și exprima dreptul constituțional de vot la referendumul din 29 iulie privind demiterea președintelui Traian Băsescu. Sâmbătă avem program 8-16 și duminică 8-20 pentru eliberarea cărților de identitate provizorii pentru persoanele care au cărțile de identitate pierdute sau expirate, deci doar cărți de identitate provizorii. Deși programul de lucru este unul special în ziua referendumului național și în cea premergătoare, deja s-a creat o confuzie în rândul făgărășenilor care nu fac diferența între cartea de identitate și cea provizorie. Cetățenii au confundă cărțile de identitate cu cele provizorii și solicită buletine, practic, oamenii, dar acestea nu se pot face în aceste zile. Pentru că acestea se prelucrează, se primează dosarele la noi, se prelucrează la Brașov și noi nu avem în aceste zile posibilitatea de a obține acestea de la Brașov. Sâmbătă, în preziua referendumului, eliberarea și preluarea actelor pentru schimbarea buletinului se va face între orele 8 și 16. Duminică, ușile serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor vor fi deschise între orele 8 și 22. Angajații serviciului pentru evidența persoanelor vor prelua documentele pentru întocmirea cărților de identitate provizorii, pentru care solicitantul trebuie să prezinte 3 poze tip buletin pe suport de hârtie, care se lipesc pe cartea de identitate provizorie pentru a se putea face identificarea. Ne mai despar doar 2 zile de referendumul național pentru demiterea lui Traian Băsescu. Cum se votează? Aflați din materialul următor.
Referendum național 29 iulie 2012 pentru demiterea președintelui României. În data de 29 iulie 2012 are loc referendumul național pentru demiterea președintelui României. Cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin da sau nu la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot. Sunteți de acord cu demiterea președintelui României, domnul Traian Băsescu? La această întrebare, cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin da, dacă sunt de acord cu demiterea președintelui României, domnul Traian Băsescu, sau nu, dacă nu sunt de acord cu demiterea președintelui României, domnul Traian Băsescu. Prin aplicarea ștampilei cu mențiunea votat, în patrulaterul corespunzător opțiunii alese. Pot vota toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului. În țară se votează în baza cărții de identitate, a cărții de identitate provizorie, a buletinului de identitate, a carnetului de serviciu militar, după caz. Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot vota în țară în baza pașaportului simplu ce conține mențiunea domiciliului în străinătate. În străinătate, cetățenii români pot vota la orice secție de votare în baza pașaportului sau a cărții de identitate. La secția de votare, alegătorul prezintă actul de identitate, semnează în lista electorală, primește buletinul de vot și ștampila cu mențiunea votat. Continuăm știrile. Turbăria de la Mândra a fost ieri la un pas de dispariție și asta din cauza unor săteni care vroiau să ardă vegetația uscată. Focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins o parte din zona protejată a turbăriei. Pompierii făgărășeni s-au luptat aproape 2 ore cu flăcările până au reușit stingerea incendiului. Intervenția a fost îngreunată și din cauza vântului puternic. Știați că și albinele suferă cumplit din cauza căldurii? Apicultorii trebuie să asigure condiții speciale stupilor acum când vremea este caniculară. Ei se plâng că găsesc din ce în ce mai multe albine moarte sub faguri, iar producția de miere a scăzut. Albinele sunt o resursă economică enormă și aflată pe statele de plată ale naturii. Un stup conține până la 50.000 de insecte. Variațiile climatice și seceta excesivă din ultimele săptămâni dau bătăi de cap apicultorilor din zona noastră. Din lipsa nectarului, măcile nu mai depun ouă, iar albinele mature se confruntă cu ceea ce specialiștii numesc uzură prematură. Mulți apicultori din țara Făgărașului se plâng de rezultatele dezastruoase. Doctorul veterinar Florin Paloșan are însă soluția. Am găsit niște situații care trebuie corectate cât se poate de urgent. În mod deosebit, apicultura este afectată prin fenomenul de oprire a oatului măcilor, ca se numește în termen special ponta măcii, și acest lucru este de recomandat să o corectăm prin adausuri artificial de hrană pentru albine, care să denotură imediat o dezvoltare a puietului de toamnă, că puietul de toamnă înseamnă noua generație de albine care vor trăi în iarnă. Nu o mânce pentru că n-au nectar în flori. N-au nectar și atunci trebuie să corectăm prin adausuri care merg foarte bine. Florin Paloșan este medic veterinar și apicultor din tată în fiu. Mai multe persoane din Făgăraș, în special tineri apicultori, i-au cerut sfatul în această perioadă. Afectați de seceta prelungită și temperaturile extrem de ridicate, stupii au de suferit mai mult ca niciodată. Soluții există, dar nu toată lumea le cunoaște. Un produs care nu necesită la momentul de față decât niște ceaiuri, 10% din ceaiuri care se folosesc în apicultură și le recomand să nu lisească din ceai busuiogul, menta, sunătoarea și alte lucruri care e posibil la ora asta să le găsim și în natură. Ceaiurile se fac în rețeta următoare: 20 de grame de plantă la kilogramul de apă. Kilogramul de apă rezultat pentru ceai. Deci maximum 20 de grame de plantă. Acest lucru se amestecă cu apimera și îl dăm în amestecate cu o grijă deosebită la albine, nu mai mult de 300 de mililitri per zi, cu repetare a doua sau a treia zi. Atenție mare, că în perioada asta, cu seceta asta prelungită, este un risc extraordinar. Putem să avem un furtișag exagerat. Furtișagul exagerat înseamnă că albinele, unele se luptă să ia mirea de la celelalte. Micșorăm obligatoriu urdinișul la niște dimensiuni care să fie capabile mai bine să se apere. Micșorăm urdinișul și pe verticală și pe orizontală. Ca spre exemplu 3 cm
pe orizontală și un centimetru pe verticală. Aceasta, dacă se realizează un număr mai bine, care de al bine, ca să antrenează pentru aerisire, aia înseamnă că e bine, înseamnă că e mai, se mai poate mări puțin urdișul, dar mai mult nu. La fel de importantă este apa. Albinele trebuie să o aibă la dispoziție permanent. În perioadele secetoase, apa trebuie amestecată cu sare de bucătărie, 5 grame la 1 litru. La ora actuală, în zona noastră, zona Ardealului, de Făgărașului, așa secetă n-au fost niciodată. Se presupune că acum 50 și ceva de ani au fost o secetă asemănătoare, dar așa exagerată ca în prezent nu a mai fost. Și pericol mare că putem să avem niște rezultate negative, nu numai în agricultură, în special și în apicultură. Investiția care ar trebui să o aibă fiecare stupar să mențină numărul de și sănătatea albinilor nu este așa de mare, ca pentru că aceste firme care ne furnizează aceste produse s-au gândit și sunt la niște prețuri destul de acceptabile. Ca să vă dau, v-am spus, Apimera este în jur de 4 lei per kilogram, Dulco Fruct este 5,20 lei, Api Invertu 5,80 lei, dar efectul lor este fantastic. În comparație cu ce? Este posibil să folosim și zahărul în proporție 1:1 din recomandările tuturor la ora care noi ne aflăm, o parte zahăr, o parte apă, dar acest produs are un nevoie încă de un prag de inversie și această lucru e destul de greu. Aceste produse care vi le-am recomandat înainte sunt mult mai ușor acceptabile de albine și duce, rezultă o și o muncă mai puțină, deși poate la prima impresie dă că zahărul e mai ieftin. Dar mă rog, zahărul îl recomand numai pe cel de bod. Că dacă mergem pe alt zahăr, care e făcut din 300 de zahăr, prin procesul de rafinare se folosește o substanță care nu e acceptabilă de către albine și e sesizabilă la prima de analiză și ne respinge mierea. În județul Brașov există în prezent 660 de apicultori. Dintre aceștia, 440 sunt concentrați în țara Făgărașului. În Europa există miliarde de albine și de fiecare dată când una dintre ele iese din fagure, polenizează circa 100 de flori, o muncă ce produce numai în Uniunea Europeană miliarde de euro. Lăsând la o parte aspectul financiar, importanța polenizării este imensă pentru ecosistem. Fără albine, sute de plante nu ar mai exista, pur și simplu. Cu toate acestea, miraculoasele insecte dispar de pe câmpuri în ritm vertiginos. Apicultorii găsesc din ce în ce mai multe albine moarte sub faguri, iar producția de miere a scăzut în lumea întreagă. Specialiștii spun că din vina substanțelor chimice folosite în agricultură, nu se exclud nici variantele climaterice, respectiv perioadele secetoase, pe care organismul albinelor le acceptă cu greu. Acestea au fost cele mai importante informații de astăzi de la Făgăraș. Accesați adresa impactfăgăraș.ro pentru a ne urmări pe internet. Domnilor și domnilor, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai bun. La revedere!